Rata de aprobare a lui Biden a atins cel mai scăzut nivel din timpul președinției sale. Americanii consideră că Statele Unite se îndreaptă într-o direcție greșită. Cota de popularitate a președintelui continuă să scadă în cel de-al doilea an de mandat la Casa Albă, doar 40% dintre americani fiind de acord cu munca pe care o face, potrivit unui sondaj. Scăderea de 3 puncte procentuale a aprobării lui Biden în ceea ce privește aprobarea pentru ocuparea postului din ianuarie vine în condițiile în care o mare majoritate a americanilor continuă să spună că Statele Unite se îndreaptă într-o direcție greșită, potrivit sondajului. În total 71% dintre respondenții la sondaj au declarat că sunt de părere că țara este pe o cale greșită, este cu un singur punct procentual mai puțin decât proporția respondenților care au dat a este răspuns în același sondaj realizat la mijlocul lunii ianuarie. Cele mai recente cifre sumbre pentru Biden vin în contextul în care el conduce o coaliție occidentală care susține rezistența Ucrainei la invazia acesteia de către Rusia. Americanii se confruntă cu o rată a inflației care nu a mai fost văzută din anii 1980, și în timp ce Sua intră în al treilea an complet de pandemie COVID-19. Partidul politic al președinților în exercițiu înregistrează de regulă o pierdere de locuri atât în Camera Reprezentanților cât și în Senat la alegerile de la jumătatea mandatului. Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților sunt în joc la alegerile din noiembrie 2022, în timp ce 35 de locuri din Senat sunt în joc.